rest emoțional din partea întâi. În după amiaza în care am primit cana cu Franz Kafka, am văzut și filmul Noi albinoi. L-am observat pe noi, intrând în subsol și ieșind din subsol. Eram în spatele garajului acasă la Vâleac. Beam bere nepasteurizată și râdeam ca odată la 5 minute. Bădița mi-a zis la telefon că nu mai poate să mestece carnea și că Brecht, deși avea aceleași probleme, știa să atragă femeile. Eu nu știu. Eu iau carnea, o fierb îndelung, apoi o fierb la foc mic. Câinele meu, rebotezat domnul Osache, se deplasează tot mai încet și latră mai rar. A îmbătrânit, dar se descurcă mai bine decât mulți oameni. A îmbătrânit fără să-și pună problema bătrâneții. În mijlocul mesei am așezat o cană de înghețată, o cupă de sticlă. O tânără femeie s-a hotărât să mă încurajeze. Îi zic pocal. Am băut apă din pocal, iluzionându-mă că sorb gin. Îmi trece prin minte cum tânăra femeie ține pocalul în bătaia razelor de soare undeva la marginea unui oraș. Când îl mângâi pe domnul Osache pe creștet, realizez că pentru el e o apreciere decisivă. E prea târziu ca să-mi sun un prieten. Mă dezbrac de toate hainele și mă plimb prin casă. Îmi pipăi venele puțin umflate. Îmi studiez organele genitale bălângănindu-se în semini întuneric. Și mă mir, ca întotdeauna. Probabil că aceeași senzație l-a purtat pe un tip din epoca de piatră înapoi în peșteră. Pielea de pe antebraț pare mai subțire decât aripioarele unei mufte. Mă abțin. Ar merge Jeremy sau Dizident. Vocea din of a lui Eddie Vedder, anihilându-l complexele. Pântecul, frica de șobolani și de polițiști, dantura țândări, relațiile cu femeile, grupurile cu mai mult de 4-5 oameni. Mă simt atât de stupid cum lâncezesc tolănit pe canapea. Pe canapeaua asta au murit doi membri ai familiei, gol și năuc, încât nu pot imagina decât plaja nenorocită de la Lipova. Pe ada luând un zigzag spre vest și doi pescari șușotind cu țigările în gură. Apoi mă îmbrac precipitat, de parcă tocmai l-aș fi omorât pe budicarul la care-s dator, și reîncep. Mănânc, beau, citesc, bătur zăpada, ascult muzică. Și deși nu s-a întâmplat, știu că s-ar fi putut întâmpla.